Bună dimineața! Cu siguranță ați auzit nu odată vorbindu-se despre unii oameni că ar fi vampiri energetici. Ei bine, astăzi am aflat pentru voi cine pot fi vampiri energetici și cum ne influențează viața și sănătatea. Cum să identificăm așa zișii vampiri energetici din anturajul nostru și mai ales cum să ne protejăm de ei, ne spune în continuare psihologul Veronica Calancea. Ce înseamnă un vampir energetic? Deci asta înseamnă că el ne absoarbe acele stări noastre de bine pe care noi le avem. Și ei sunt de mai multe feluri și de cele mai adesea ori noi nici nu simțim. Noi putem simți doar un singur tip atunci când dacă ai stat de vorbă chiar fie și un prieten și la un moment dat te simți epuizat. Deci un singur tip îl cunoaștem, doar îl simțim, restul nu. Dar le avem, cum am zis, de mai multe feluri. Avem, de exemplu, acel vampir care este vampirul neputinței. Când, de exemplu, o persoană, poate să ne fie un cunoscut foarte bun, când el nu a putut să atingă ceva performanță și atunci când dacă vrei să faci ceva, el îți spune, dar nu mai încercat, n-are rost, că o să fie greu, că așa ceva n-ai să poți, că dacă n-ai să ai pe cineva, cum spun la noi, cu o mână păroasă, nu mai dobândești niciodată. Deci, asta e unul dintre tipuri. Și atunci te debusolează, te face să dai în jos. Mai apoi avem acel vampir al invidiei. Când, chiar dacă ai făcut ceva, îți spun, dar n-ai făcut ghine, dar uite, aici chiar totuși ceva nu este bine, uite, nu a mers. Da, dar uite, ți-ai făcut, dar nu-ți stă chiar așa de bine cum ai fi vrut tu. Deci, iarăși, este acel vampirism. Și noi ne simțim rău în legătură, deci când suntem cu aceste persoane. Pe urmă avem un al treilea care se numește așa un vampir al greșelii, care în orice situație ce n-am face noi, încearcă să ne caute greșeală. Undeva, dacă am zice, deci în comparație cu soacrele, da? Că peste tot o să caute și acel colp și acea murdărie și dacă în mâncare ai pus la timp ce o trebuie și dacă ai făcut curat, deci peste tot o să se bage. Deci iarăși este un tip de vampir. După aceea avem acel tip de vampir, așa zis, și salvatori. Da? Dar este tot vampir. Deci momentul este că aceste persoane de fiecare dată să stăruie să te ajute parcă, în ghilimele, să faci ceva. Dar de fapt îți sunt în preajmă cât îți este rău și de fiecare dată îți aduce aminte că uite tu nu faci bine, uite e că eu să te ajut, e că fă așa și pe dincolo. Dar momentul este că în timpul ăsta ei își ating scopurile lor. Mai apoi avem acei vampirii, așa se numește și vampiri conflictuali, care în orice situație numai decât o să găsească un conflict și numai decât o să facă zâzanie, cât de bine n-ar fi. Și noi dacă suntem mai sensibili la acel moment, noi o să facem scandalul. Dar, de fapt, am fost aduși de către cineva. Pe urmă, mai avem așa tipuri de vampiri care sunt, ei chiar se numesc, sau se spun cum se zice, victimă. Deci ei permanent se jălă, permanent este rău, permanent nu le merge, dar de fapt ei își ating scopurile lor și mai ales în domeniul carierei. Și la fel tot din domeniul ăsta cu cariera sunt cei care sunt aroganți, care ei în popor le spune atotștiutori pe un domeniu oarecare, dar de fapt ei nu fac altceva decât doar să-i înjosească pe colegi, prieteni, inclusiv subalterni. Că de fapt când îi pui în fața faptului, acolo este minus zero. Cât de mult, psihologic vorbind, prezența unor astfel de oameni ne afectează? Adică cum poate să ne afecteze și să întreagă între spectatorii mei să îi evităm? Dacă putem să îi evităm? Sau ce deci, să facem? Unul dintre momente este da, să îi evităm, dar nu putem fugi întotdeauna. Și atunci avem nevoie să ne apărăm. Deci unul dintre lucrurile cele mai ușoare pe care le putem face pentru apărare este zâmbetul. Deci nu degeaba și în popor se spune, ci zâmbește, prietenii se vor bucura, dușmanii se vor întrista. La fel și aici, fiindcă dacă zâmbești, spălăm de îndată, deci momentul ăsta de eliberare de energie. Și atunci ne apărăm pe noi și nu permitem ca cineva să folosească de starea noastră sufletească în, cum zici, pentru persoana proprie. Mai apoi, deci avem numai decât nevoie să avem diferite activități și în cazul când simțim că ne epuizăm, chiar dacă stăm 5 minute cu cineva, deci primul lucru este evitarea, a doilea este, deci ne-am dus și am luat un pahar de apșoară și într-un fel parcă ne-am spălat, da, de relele astea, fiindcă avem nevoie să hrănim corpul nostru din cauza că cineva a încercat să-l secătuiască. Mai apoi avem nevoie, deci când suntem în preajmă cu astfel de persoane și iarăși, cum simțim că suntem folosiți, deci este bine ca mai bine să ne ferim și chiar dacă ne este un prieten bun, să facem tot posibilul ca
să micșorăm timpul de aflare în preajma acestui prieten, așa zis. Mulți dintre ei o fac inconștient. Deci nu avem dreptul să îi învinuim pe cei care o fac. Și doar că au nevoie și ei de un ajutor. Și dacă simțim că noi ne simțim prost în față cu cineva, deci mai bine l-am îmbrățișat și am zis, uite, azi mai mult nu am timp. Sau mai am altceva de făcut. Deci ca să evităm momentul ăsta. Luați aminte la sfaturile care tocmai le-ați auzit. Nu trebuie să lăsăm persoanele negative din anturaj să ne fure energia pozitivă și să ne pună astfel în pericol sănătatea întregului nostru organism. Ori, un organism secătuit energetic este mai predispus la atacul bolilor și al agenților patogeni. Final de rubrică, vă doresc o zi plină de reușite. Înconjurați-vă cu energie pozitivă și gânduri bune!